O echipă de doctori din Statele Unite ale Americii acordă consultații gratuite de specialitate în câteva comune din județul Bacău. Cadrele medicale merg mai ales în satele unde nu există medici de familie, deci nevoile de îngrijire sunt foarte mari. Ne-am propus să facem consultații de specialitate, deoarece din experiențele noastre anterioare am observat că în mediul rural lipsește posibilitatea de a avea acces la aceste consultații din mai multe motive, financiare, lipsă de educație câteodată. Echipa de medici este completată de 11 studenți la medicină, 2 asistente și un voluntar, toți din Statele Unite ale Americii. Acestora li se vor alătura alți medici specialiști de la București și studenți de la Universitățile Grigore Tepopa din Iași și Carol Davila din București. Oamenii nu au bani să meargă, mulți sunt care nu au medic de familie, n-au venituri și e foarte bine. Păi e bine că îi consultă pe toți că-s bolnavi, oameni bolnavi. Materialele consumabile și medicamentele sunt donate tot de un spital din America. Noi le-am asigurat 2 spații ca să-și desfășoare activitatea pe mai multe sectoare, ca așa fel încât cetățenii să nu stea să-și irosească timpul. Inițiativa unei campanii de consultații gratuite aparține Fundației Daniel Murariu, înregistrată în Chicago, statul Illinois și în Iași. Programul a ajuns deja la cea de-a 3-a ediție, va continua până pe 2 aprilie.